Ridicasiva ochii spre cerul, că din cer va veni miluia. Și din pieptul striga către Domnul, s-a reverse inimii iubirea. Se va naște din iamului Rabi, așteptiatul doritul Mesia. Duhul Sfânt cu puterea-și divină va rovi din Fecioara Maria. Și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți și cu Duhul tău. Cercetași, fiți gata! Gata! Preasfințit Episcop Aurel, scumpi asistenți spirituali și preoți concelebranți, iubiți cercetași de toate confesiunile, dragi credincioși, chiar de la începutul Sfintei Liturghii, din partea Domnului Iisus și din partea cercetășiei, permiteți-mi să vă urez fiecăruia în parte. Fii mesagerul păcii în orice situație și prin toate mijloacele. Îndrăznesc să fac această invitație în numele lui Iisus, pentru că El este Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină și vine la noi ca să fim primitori și purtători ai luminii, dar mai ales mesageri ai păcii. De aceea, la confesionale, sunt preoți care vă pot ajuta să primiți harul reconcilierii și pe Domnul Iisus, harul tuturor harurilor și lumina noastră. Mă încumet să o spun din partea cercetășiei, pentru că de când cercetașii austrieci au inițiat acest proiect și până astăzi, proiectul face referință clară la Iisus, lumina lumii. Odată cu lumina și vestea bună a păcii și a speranței, noi ca cercetași participăm la misterul lui Iisus, căci îl purtăm pe Iisus la oameni pentru că de la Iisus dobândim pacea, ne eliberează de temeri, ne apropie pe unii de alții și ne ajută să fim mai uniți. Candidați pentru a-și reînnoi mandatul de purtător de lumină și mesageri ai păcii, sunt cercetași din centrele pe care le salut din partea Preasfințitului și a mea. Ajudeni, Bacău, Coman, Focșani, Hălăucești, Lespezi, Piatra Neamț, Pildești, Prăjești, Roman, Sagna. Și din Iași, centrele Sfântul Francis, Sfântul Anton, Sapatino și Călinescu. Din Negreș Vaslui, din Valea Lupului și s-ar putea să fie din Pașcan, dar încă nu i-am văzut.
De aceea, fiți mesageri ai luminii și ai păcii. Vorbiți, ducând lumina păcii, despre iubirea și căldura care se nasc datorită luminii. Să dăm mărturie despre jertfa necesară iubirii, despre bucuria dăruirii, despre colaborarea utilă și necesară pentru a învinge întunericul. Să fim mesageri ai lui Hristos, ai luminii și ai păcii. Nu numai să admirăm lumina, ci să ne implicăm slujind-o și purtând-o către alții. Domnul să ne ierte păcatele ca să participăm cum se cuvine la Sfânta Liturghie și prin prezența lui Iisus să fim cu adevărat mesageri ai păcii în orice situație și prin toate mijloacele. Cercetași, fiți gata! Lăudați să fie Iisus Hristos! Acum că ați declarat că sunteți gata oricând și mai ales gata pentru celebrarea Sfintei Liturghii, eu mă bucur să vă salut și în numele Preasfințitului nostru Episcop Petru, să vă spun bun venit aici în catedrala noastră pentru această celebrare prin care voi veți lua, vă veți împărtăși din lumina care vine de la Betleem pentru a o duce în comunitățile voastre. Un gest frumos, dar și o angajare în virtutea misiunii pe care o aveți în cadrul cercetășiei, în parohiile, comunitățile, unde cu ajutorul asistenților voștri, preoții care vă sunt alături, desfășurați activități așa de frumoase. Îl salut și pe Părintele Alois și preoții care au venit și care vă însoțesc de obicei la toate momentele de formare, dar și de activitate în cadrul asociației voastre. Ne dispunem sufletește cerând iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele noastre, pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Tata-n pecatui, dar ca Fiul ratații, regretam că am greșit, regretam că am greșit. Vina noastră e mare, în Satan durare, n-are asemenare. Care privind la omul căzut în puterea morții, ai voie să-l răscumperi prin venirea Fiului Tău unul născut. Dă-ne, te rugăm, halul ca mărturisind cu smerenie și evlavie întruparea Lui, să ne facem părtași de viața răscumpărătorului nostru, El care, fiind Dumnezeu, împreună cu Tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin.
Ana îi mulțumește lui Dumnezeu pentru nașterea lui Samuel. Citire din cartea întâi a lui Samuel. În zilele acelea, când l-a înțărcat pe Samuel, Ana l-a dus cu ea. A luat 3 tauri, o efă de făină și un burduf cu vin și l-a dus în casa Domnului la Shilo. Copilul era încă mic. Au înjunghiat taurul și au dus copilul la Eli. Ana a zis, te rog, Domnul meu, pe viața ta, Domnul meu, eu sunt femeia care stătea înaintea ta rugându-se Domnului. Pentru copilul acesta m-am rugat și Domnul a ascultat cererea pe care i-am adresat-o. De aceea și eu îl dăruiesc Domnului pentru toate zilele pe care le va avea de la Domnul. Și s-au posternat acolo înaintea Domnului. Cuvântul Domnului. Inima mea se bucură în Dumnezeu Mântuitorul meu. Inima mea se bucură în Dumnezeu Mântuitorul meu. Inima mea tresaltă de bucurie în Domnul, fruntea mi se înalță datorită lui Dumnezeu. Mi se deschide la gura împotriva dușmanilor mei, căci mă bucur de mântuirea ta. Inima mea se bucura în Dumnezeu mântuitorul meu. Argul celor puternici a slăbit, iar cei care se poticneau au fost încinși cu putere. Cei sătui s-au închiriat pentru pâine, iar cei flămâzi nu mai suferă de foame. Inima mea se bucură în Dumnezeu Mântuitorul meu. Domnul dă moartea și tot El aduce la viață, El coboară în șeol și tot El scoate de acolo. Domnul face sărac și tot El îmbogățește, înjosește și tot El înalță. Inima mea se bucură în Dumnezeu Mântuitorul meu. El ridică din pulbere pe cel sărac, înalță pe cel nevoiaș din gunoi, ca să stea cu cei mari și să moștenească un tron de glorie. Inima mea se bucură în Dumnezeu Mântuitorul meu. Aleluia, 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 aleluia. Iisus Hristos, după Sfântul Luca.
acel timp, Maria a spus: Sufletul meu îl preamărește pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu, căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari cel Atotputernic și numele Lui e sfânt. Milostivirea Lui rămâne din neam în neam peste cei ce se tem de El. A arătat puterea brațului Său, i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, i-a dat jos de pe tron pe cei puternici și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a copleșit cu bunuri, iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale. L-a sprijinit pe Israel, slujitorul Său, amintindu-și de îndurarea Sa, după cum a promis părinților noștri, lui Abraham și urmașilor lui în veci. Maria a rămas cu ea cam 3 luni, apoi s-a întors la casa ei. Cuvântul Domnului. Nici părinți concelebranți, dragi cercetași. Spre sfârșitul lunii noiembrie am avut fericirea să fiu chiar la Betleem și să celebrez Sfânta Liturghie aproape de locul nașterii lui Iisus. Locul propriu zis unde arde permanent lumina de la Betleem, lumânarea de la Betleem, este în grija credincioșilor ortodoxi, dar alăturea, la cam 5 metri, este locul unde tradiția spune că atunci când s-a născut Iisus, a fost depus într-o iesle. Și acolo este altarul catolicilor. Și mă gândeam atunci la acea celebrare frumoasă, unde am cântat cântece de Crăciun, mă gândeam la voi, gândindu-mă că aproximativ peste o lună voi veți veni aici în catedrala noastră pentru a continua o tradiție frumoasă, acea lumină care a fost adusă de la Betleem prin Viena, iată, ajunge și la Iași, în catedrala noastră și de aici va ajunge în comunitățile voastre. Un gest deosebit de important, pentru că, dincolo de lumina fizică, vizibilă, voi vă faceți mesagerii luminii adevărate. Vă amintiți de ceea ce spune Hristos? Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât, văzând faptele bune, să-L preamărească pe Tatăl vostru din ceruri. Iisus ne cheamă să fim lumină, în primul loc noi, să luminăm prin faptele noastre bune, dar să oferim și această lumină tuturor celor care încă umblă în întuneric. Atât în întunericul, din nou, din punct de vedere fizic, dar întunericul vieții morale. Avem nevoie de lumină, avem nevoie de lumini și atât voi sunteți aici, reprezentanții tuturor cercetașilor din dieceza noastră, gata oricând, așa cum ați declarat la începutul Sfintei Liturghii, să faceți și acest gest în acest an de Crăciun. Iată o legătură frumoasă pe care am voit să o povestesc, pentru că pășind pe locurile sfinte și ajungând la Betleem, trecând prin locul chiar unde se spune că s-a născut Iisus, te trec toate emoțiile, gândindu-ne și gândindu-se fiecare pelerin că are un privilegiu deosebit de a călca pe acel loc unde Iisus s-a născut, unde a plâns, unde Sfânta Fecioară Maria l-a alăptat, să calci pe acele locuri și chiar să atingi un loc special unde tradiția a fixat că Iisus s-a născut. Dar, dincolo de aceste lucruri, noi avem alte posibilități prin care îl atingem pe Iisus.
este Sfânta Liturghie, unde și cuvântul pe care l-am ascultat, dar și celebrarea euharistică, pâinea și vinul care vor deveni trupul și sângele lui Hristos, sunt pentru noi posibilitate, spunem, de a veni în contact cu Iisus. Și de aici să nască acea bucurie pe care am auzit că în liturgia cuvântului de astăzi o cântă două femei. În prima lectură am auzit despre acea femeie, Ana, din Vechiul Testament, mama lui Samuel. Această femeie nu avea copii, s-a rugat mult, zi și noapte, la templu, ca Dumnezeu să o binecuvânteze cu un copil. La evrei era acea mentalitate că o femeie care nu avea copii era considerată blestemată și era rușine să apară în societate. De aceea Ana s-a rugat cu insistență și a trebuit să naște acest copil, Samuel, care va juca un rol foarte important în istoria poporului ales. Și cum răspunde Ana? Răspunde trăsăltând de bucurie, răspunzând cu bucurie pentru marele dar pe care l-a primit și astfel să fie reabilitată în ochii oamenilor. Și psalmul responsorial era ca un ecou al acestei bucurii. Inima mea se bucură în Dumnezeu Mântuitorul meu. Și exprimă și motivele, sigur că atunci când se cântă poate este mai greu de urmărit care sunt motivele acestei bucurii la care suntem invitați și la care ne-am asociat. Cântând și noi, inima mea se bucură în Dumnezeu Mântuitorul meu. Pentru că Dumnezeu ne apără de cei puternici, de vrăjmașii noștri, că Dumnezeu ne oferă totdeauna la timpul potrivit cele necesare pentru viață, că El ne ferește de multe ori de pericole și ne conduce pe cărările vieții, că ridică din pulbere pe cel sărac, înalță pe cel nevoiaș, ca să toți să moștenească un tron de glorie. Și apoi în Evanghelia avem această cântare minunată, Magnificat, sufletul meu sau inima mea te saltă de bucurie, pe care noi îl cântăm deseori, dar care figurează și în liturgia bisericii, în acea rugăciune numită breviarul sau liturgia orelor, unde seara, când se spune, recităm breviarul, ne unim cu Sfânta Fecioară Maria pentru a cânta bucuria, bucuria mântuirii noastre. Iată, ziua de astăzi este luminată de fapt și de bucurie, alături de lumină, lumina adevărată care de obicei este un motiv ca să ne înseninăm și să fim mai voioși, mai dispuși, poate să râdem și să ne desfășurăm activitatea, avem această invitație să găsim bucuria în sufletul nostru. De ce credeți voi că Ana și Maria au găsit cuvinte atât de potrivite pentru a se bucura sau pentru a exprima înaintea lui Dumnezeu bucuria lor? Pentru că au știut să facă loc în viața lor lui Dumnezeu. Ana, care zi și noapte se ruga știind că numai Dumnezeu o poate salva de la rușine, iar Maria, din prima clipă atunci când a primit vizita Îngerului Gabriel, s-a lăsat în totalitate la dispoziția lui Dumnezeu. Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și acolo unde noi lăsăm pe Dumnezeu să intre în suflet și intră atunci când noi suntem smeriți, umiliți, este locul cel mai potrivit unde Dumnezeu poate veni să locuiască, sigur că trebuie să fim plini de bucurie. Cu siguranță că aveți, dincolo de bucuriile pe care le aveți în viață, la școală, în familie sau atunci când sunteți la activitățile din cadrul cercetășiei, aveți și momente de bucurie lăuntrică, sufletească. Și
Poate vă întrebați care este motivul că într-o bună zi sunteți așa de voioși, atât de bine dispuși, gata la orice. Gândiți-vă că Dumnezeu vă dă și picură în sufletele voastre această bucurie, ca voi la rândul vostru să iradiați această bucurie, așa cum a făcut Sfânta Fecioară Maria. S-a bucurat atunci când a salutat-o Îngerul, bucură-te Marie, cea plină de har, dar s-a bucurat și atunci când a dus bucuria ei la verișoara sa Elisabeta. Întâlnirea între cele două femei, și Elisabeta și Maria, care așteptau câte un copil, a fost imensă. Iată, și voi puteți să fiți mereu purtători de bucurie, plecând de la contactul și legătura pe care o realizați la Sfânta Liturghie cu Dumnezeu, prin cuvântul Său și prin celebrarea jertfei eucharistice, de a vă transforma la rândul vostru în apostoli ai bucuriei și ai luminii. Bucuria luminii sau lumina bucuriei, sigur, putem folosi această expresie, pe care o combinați astăzi într-un mod minunat. Luând lumina la sfârșitul liturghiei, aprinzând felinarele voastre și ducând această lumină, vă îndemn și vă rog să mergeți plin de bucurie în comunitățile voastre, iradiați de bucurie, așa cum lumina iradiază lumină și oferă posibilitatea celor care nu au altă sursă de lumină să fie posibilă viața, la fel bucuria sufletească este foarte importantă. Învățați de la Maria, la Curata Fecioară Maria, să cântați această bucurie și să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru tot darul pe care vi-l oferă în fiecare zi. Transformați-vă într-adevăr viața în făclii vii care să ardă mereu și cu care să luminați lumea noastră care în mare parte zace în întunericul păcatului. Vom auzi la Crăciun o frază care totdeauna trebuie să ne dea de gândit. Hristos când s-a născut, spune Ioan, la Isei a venit și Isei nu l-au primit. Lumina în ziua mare, dar oamenii au preferat întunericul. Iată, gestul înainte de Crăciun este și semnificativ. Luăm această lumină de la Betleem, locul nașterii lui Iisus, și vrem să o ducem să fie cât mai multă lumină în sufletele oamenilor, în casele lor, în comunitățile noastre, în dieceza noastră, în toată lumea. Misiunea noastră, a tuturor, dar și a voastră, care sunteți cercetați și vreți să faceți lumea mai bună sau să lăsați lumea mai, ceva mai bună decât ați găsit-o, iată, puteți să faceți mult cu ajutorul bucuriei și al luminii. Maica Sfântă să vă ocrotească și să vă ajute. Amin. Fraților prea iubiți, însuflețiți de credință, așteptăm cu bucurie venirea Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul mult dorit. Să implorăm cu încredere harul Său pentru noi și pentru lumea întreagă, spunând, înflăcărează-ne, Doamne, cu iubirea Ta. Înflăcărează-ne, Doamne, cu iubirea Ta. Doamne, fă ca prin lumina sfântă a acestei lumânări să se aprindă și în inima noastră flacăra iubirii Tale și să putem încălzi sufletele celor de lângă noi prin mângâierile blânde aduse de cuvântul Tău. Să ne rugăm. Înflăcărează-ne, Doamne, cu iubirea Ta. Prezența noastră astăzi aici arată, Doamne, că suntem gata oricând pentru a ne uni cu Tine și cu frații noștri și să ducem mai departe vestea cea bună a nașterii Tale. Să ne rugăm. Înflăcărează-ne, Doamne, cu iubirea Ta.
Venirea ta sfântă pe pământ să ne aducă liniște, pace și înțelegere, să putem dărui celor de lângă noi toată dragostea și afecțiunea noastră, prin care Tu te arăți tuturor. Să ne rugăm. Înflăcărează-ne, Doamne, cu iubirea Ta. Fă, Doamne, ca cei greu încercați, cei care și-au pierdut încrederea în Tine și în ei însuși, să găsească asemenea magilor și păstorilor, steaua cea sfântă, care se călăuzească spre grajdiul din Betleem, unde Te vom întâlni. Să ne rugăm. Înflăcărează-ne, Doamne, cu iubirea Ta. Prin lumina Ta sfântă veghează asupra acestor cercetați și asupra activităților noastre. Astfel, simțindu-Te mereu alături de noi și în drumul nostru formativ, să fiu mereu călăuziți de Tine, să ne rugăm. Înflăcărează-ne, Doamne, cu iubirea Ta. Îndrumă pașii păstorilor diecezei, a episcopului nostru de Iași, Petru Gergel, și a episcopului auxiliar, Aurel Percă, pentru ca ei să crească credința noastră și alături de ceilalți preoți implicați în educația copiilor și a tinerilor, să reușească să lase lumea mai bună decât au găsit-o. Să ne rugăm. Înflăcărează-ne, Doamne, cu iubirea Ta. Binecuvântează, Doamne, cu daruri spirituale și materiale pe binefăcătorii noștri și pe toți aceia care fac bine în numele Tău și ne susțin în activitățile noastre. Să ne rugăm. Înflăcărează-ne, Doamne, cu iubirea Ta. Doamne Iisuse Hristoase, lumina prezenței Tale să împrăștie întunericul nostru și să ne facă vrednici de a primi darurile Tale, Tu care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Cimbor. Primește, Doamne, acest cimbor ca semn al prosperității vieții și al iubirii lui Dumnezeu. Lumânarea. Fă să fim lumină și să te mărturisim în această lume întunecată de păcat. Biblia. Îți oferim, Doamne, Biblia ca să-L putem cunoaște mai bine pe Hristos și să mărturisim în întreaga lume credința. Cămașa și cravata. Aceste simboluri ale cercetășiei ne ajută să fim mesageri ai păcii. Rucsacul. Ne poartă pe drumul necunoscut. Chitara. Fă să răsune cu bucurie și în orice loc imnuri de mărire, de slavă și de mulțumire. Floarea reprezintă simbolul prosperității și al vitalității. Thank you.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Încrezători în bunătatea Ta, Doamne, venim cu darul la Sfântul Altar, pentru ca purificați de harul Tău să fim sfințiți de tainele prin care slujim, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Tău. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat, vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El l-au prevestit toți prorocii, Fecioara Mamă cu dragoste negreită l-a purtat, Ioan Botezătorul a vestit că este aproape și l-a arătat venit între oameni. Și nouă Domnul Hristos ne dă harul să întâmpinăm cu bucurie misterul nașterii sale, pentru ca venirea Lui să ne găsească priveghind în rugăciune și tresăltând în cântări de laudă. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei Tale zicând fără încetare. Toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel aici prezent și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii,
și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, mai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și în spirit de credință, doriți-vă pacea. Acela care ia asupra Sa păcatele lumii, gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Hristos, mășnică.
rugăm. Să ne întărească, Doamne, primirea tainelor tale, ca să ne învrednicim mai și cu fapte bune întâmpinarea Mântuitorului care vine și a dobândit răsplata fericirii prin Hristos Domnul nostru. Amin. Luați loc, pentru că vor veni doi cercetași care vor da mărturie tot despre lumină. După aceea, Preasfințitul va împărți lumina și întâi de toate să vină reprezentanții care au felinarele și după ce vin reprezentanții centrelor, după aceea pot veni și ceilalți. După oferirea luminii, Preasfințitul ne va da binecuvântarea și după aceea vom ieși în fața catedralei unde vom face o fotografie de grup, iar după fotografia de grup coborâm cu toții la sala de subsol pentru ca să-l colindăm pe Preasfințitul. Acum îi rog pe cei doi care au mesajul să vină. Mă numesc Martina și Alexandra și sunt cercetaș în cadrul centrului local Adormirea Maicii Domnului din Pildești. Noi, toți cei prezenți astăzi, suntem deja obișnuiți cu lumina. Lumina soarelui, lumina becurilor din cameră sau chiar lumina felinarelor de pe stradă. Dar oare acest tip de lumină ne este de ajuns? Eu am presupus că pentru mine și pentru cei ce mă înconjoară nu era și astfel, alături de încă 20 de cercetași din Moldova, am plecat până în Austria să aducem o altfel de lumină. Lumina păcii de la Betleem. Acum, poate vă întrebați de ce acea flacără micuță e diferită de lumina puternică ce e deja prezentă peste tot în jurul nostru. E simplu. Flacăra luminii păcii de la Betleem nu luminează doar încăperea în care ne aflăm, ci ne luminează interiorul, locul pe care mulți nu-l cunoaștem sau nu știm cum să-l descoperim. Îl luminează și, ba chiar mai mult decât atât, ne arată calea de a fi chiar noi lumină. Sufletul să ne fie pe drumul spiritual potrivit, îngrijindu-l cu sacramentele necesare, să avem grijă de cel de lângă noi, printr-un comportament ce promovează pacea. Indiferent de etnie sau religie, ne învață să fim toleranți cu noi și cu aproapele nostru. Astfel, astăzi eu nu vă pot spune mai mult decât: veniți și luați lumină pentru a deveni voi înși vă lumină, îndemnându-vă să realizăm împreună un act ce presupune îngrijirea sufletului nostru și mai mult îngrijirea aproapelui nostru. Dragi cercetași, mă numesc Silviu Bozariu, reprezint comunitatea din Valea Lupului Iași. Vă rog să-mi scuzați emoțiile, e o bucurie pentru mine să mă aflu aici, e o bucurie și mai mare să vorbesc, însă bucuria aceasta este dublată în special de prezența dumneavoastră în număr atât de mare. Și asistând la Sfânta Liturghie, mi-am pus întrebarea: ce ne adună pe noi, ce ne unește? E adevărat, ne unește lumina de la Betleem, însă cu toții știm că în Bazilica Nașterii Domnului din Betleem arde de aproape 2000 de ani o lumină, o lumină care îl simbolizează pe Hristos. Și astfel mi-am găsit răspunsul la întrebare: ce ne unește pe noi și de ce ne aflăm aici? Este Iisus Hristos sau micuțul Iisus, cel care se va naște în câteva zile. Cu mai bine de 2000 de ani în urmă, într-o peșteră lângă Betleem, în Țara Sfântă, s-a născut cel care era așteptat de toate popoarele. Și de ce era așteptat? El trebuia să elibereze toate popoarele de sub tirania sau de sub robia indiferenței, a ignoranței.
astfel încât pruncul născut la Betleem avea să devină semănătorul păcii în lume, pentru a elibera pe oameni de sub domnia urii. El a arătat ce este iubirea între oameni, ce este iubirea între popoare și, mai important, ce este iubirea între om și Dumnezeu. Pentru că iubirea conduce indiscutabil la pace. Și cu toții știm că sărbătoarea nașterii Domnului s-a ivit după o lungă istorie de lungi așteptări, o istorie care a fost însă încununată de prezența sau devenirea veșniciei în acest veac, sau devenirea lui Iisus Hristos pe pământ. Miracolul celebrat de întreaga creștinătate nu se poate exprima în cuvinte, sau, ca să folosim o expresie, pot fi folosite doar cuvintele credinței. Însă un lucru cu certitudine poate fi spus despre Crăciun și acesta se leagă de harul binefăcător al păcii. Însă se pune întrebarea, de ce celebrăm noi pacea? De ce să facem un armistițiu în zilele noastre? Și primul răspuns este următorul, pentru că noi vrem să cinstim inocența pruncului Iisus. Acesta s-a născut într-o lume violentă pe care, prin cuvânt și faptă, a îmblânzit-o și a tămăduit-o. Nașterea Domnului a însemnat o reașezare a creației, a lumii într-o atmosferă a păcii primordiale, însă și o unire a tuturor realităților într-o comunitate care avea să-i mântuiască. Într-o comunitate a neamurilor și a națiunilor, toate aflându-se într-o stare de frățietate. Însă această regăsire de sine a umanității în fața lui Dumnezeu are pentru noi românii o semnificație aparte în anul acesta, în anul centenar. Pentru că întreg anul am petrecut cu gândul la jertfa înaintașilor noștri, la lumina faptelor bune, am observat că eroii noștri, prin lumina faptelor arătate, și-au sacrificat viața, au așezat-o la temelia idealului făuririi României unite, o Românie deopotrivă creștină și suverană între statele Europei. Însă doar prin această atitudine, însă doar dacă vom continua să fim în cugeri și în simțiri, în apropiere de Dumnezeu, neamul nostru și fiecare dintre noi vom putea deveni lumină pentru cei din jurul nostru. Vă amintiți cu toții cuvintele rostite de îngeri la Betleem? Slavă întru cei de sus, pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Acum vine și la noi Crăciunul, este vestea cea bună, cea mai bună, pot spune, anului care se află în amurg. Fiecare dintre noi putem deveni purtător și mărturisitor acestei taine prin viața noastră, prin cuvintele noastre, prin dragostea noastră activă și creativă. Crăciunul înseamnă bucurie și veselie, de aceea pacea acestei sărbători plasează mintea omului, dar și inima dincolo de indiferență și îl invită la iubire jertfitoare, la o iubire dăruitoare. Vedem cu toții că trăim într-o lume pe cât este de unitară, pe atât de bogată în nuanțe. Cred cu certitudine că lumina Betleemului este pentru noi invitație la redescoperirea sensului de creștin. O invitație de a deveni lumină, model pentru cei din jurul nostru. Vă doresc sărbători pline de pace și de lumină.
dragi cercetași, iată, ați luat lumina, lumina păcii de la Betleem, dar așa cum s-au mai repetat și am spus și eu și la urmă, acum aceste două cuvântări, v-au îndemnat ca voi și vă să fiți lumină, lumină acolo unde veți ajunge în aceste zile de Crăciun. Vă ridicați în picioare pentru a primi binecuvântarea finală. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, merge și trăiți în pace. Pentru